Vedem aici pe panou cu pe USL și sigur prezența lui Piedone a fost cheia răsturnării scorurilor din sigur local. Sigur că ne-am dorit București. Teribil ca cel care nu apare în poză să fie omul nostru. Sigur că nu va fi așa. Cred cu toată tăria că omul care va ajunge la Cotroceni se află în poza aceasta, fără a fi antagonic. Cred, pe de altă parte, că vor candida. Nu cred sub nicio formă că comesianul nostru la ospățul cuvântului spune că se, din 50 în 50 de kilometri, eu bat țara profesional și vreau să vă spun că nu există cotlon din țara aceasta în care să nu fim pândiți de ostașii care ne apără. În mod evident, să faci așa ceva, chipurile din banii unui partid care vin de la bugetul de stat, să faci o campanie pentru o carte, este cel puțin curios. Nu este o campanie pentru o carte, că suntem într-un subiect hazliu, dacă credem treaba aceasta. Investiția respectivă are binecuvântare, adică este făcută cu un acord. Acordul respectiv poate să ascundă temir ce. O altă viziune pentru un alt culoar sau să mergem pe direcția aceasta. Oricum, ceea ce mă interesează în poveste este următorul lucru. Cum reușește politica aceasta din România să aducă tot timpul o plafonare efectivă a valorilor românești. În sensul că, dacă întrebați românii sau orice român, poate că s-ar aștepta ca în poza aceasta să vadă și alte nume pe care românii să-i dorească. S-ar putea să mai fie și alte nume dacă, uitându-ne la exemplele campaniilor trecute, înțelegem tiparul de candidat care intră doar ca să șunteze pe altul, să ia din voturi. Uite, dacă ne uităm la această fotografie, domnul Ciolacu, dacă va candida, că n-a spus sigur, bănuiesc că vrea să câștige, domnul Ciuc asemenea, domnul Joană, cred că n-a intrat cu alt scop decât pentru a câștiga, și doamna Lasconi, cred că se gândește că ar putea coagulea dreapta în dreptul numelui său. Simion clar vrea să șoșoacă, ne-a și declarat în domnule Piperea, șoșoacă vrea să înțeleg că își ducă războiul cu Simion.